Restaurantul Bella Ciao din Vânjumare este un nou concept care a impresionat încă de la deschidere, cu surprize pentru cei mici și mâncare delicioasă. Deschiderea a fost un real succes și o adevărată surpriză pentru copiii din zonă, care au primit pizza, bruschete și suc în dar de 1 iunie. Un nou restaurant a apărut pe scena gastronomică a orașului Vânjumare și vine cu un concept nemai întâlnit. Serialul Casa de Papel a fost o stare de spirit care a stat la baza alegerii numelui, mergând pe premisa că poți reuși doar dacă faci lucrurile din suflet și crezi în ele. Deschiderea a fost un succes și o adevărată surpriză pentru copiii din zonă. Cu nerăbdare, zeci de părinți împreună cu cei mici s-au adunat în fața restaurantului Bella Ciao, așteptând cu entuziasm să guste preparatele inedite. Dragii noștri copii, să fiți fericiți și să aveți noroc în viață! Și vă mai așteptăm pe la noi în fiecare zi! Restaurantul Bella Ciao din Vânjumare este un nou concept care a impresionat încă de la deschidere, cu surprize pentru cei mici și mâncare delicioasă. Părinții s-au declarat încântați de acest restaurant, întrucât în zonă nu avea un astfel de loc. Am auzit de el pe internet, am văzut o postare distribuită pe Facebook și mi se pare o idee foarte bună pentru copii, mai ales acum de ziua lor, să se bucure să vină aici. Mi se pare o idee frumoasă. Sunteți din zona de aici? Da, sunt din Vânjumare. Foarte frumos, foarte bine pentru copii, pentru mai văd și ei ceva, că sunt toate cum sunt. Vă doriți să mai reveniți? Da, cum să nu, cu mare drag. Sunteți din zona? Da, de aici, din Vânjumare. Și cum vi se pare restaurantul? Foarte frumos, uite, mai ia copiii, mănâncă. Faptul că deschiderea a fost de 1 iunie a fost cu adevărat ceva special pentru copii. Cei mici au primit pizza, bruschete, limonadă și baloane cadou, ceea ce i-a făcut să se dezlipească cu greu de acest loc. Au fredonat și s-au jucat. Cum ți se pare această deschidere de 1 iunie? Frumoasă. Văd că ai păpat pizza, îți place? Da. O să mai vii? Da. Ai primit pizza? Da. Ai gustat? Cum ți se pare? E bună, mai am gustat odată. O să mai revii? Da. Cum ți se pare această deschidere de 1 iunie pentru copii? Frumoasă. Micuții din zonă spun că pizza este foarte bună și de-abia așteaptă să revină. O zi foarte frumoasă, deoarece este un dar foarte mare pentru noi, cei toți copiii de aici. Văd că ai gustat. Cum ți se pare mâncarea? Foarte bună. O să mai revii? Da. Ai văzut serialul sau ai auzit melodia? Da. Ce ai primit tu aici? Am primit o felie de pizza și o pâine prăjită. Cum ți se pare acest gest de 1 iunie? Foarte frumos. Mi se pare foarte frumos pentru că toți copiii sunt bucuroși, pentru că au primit un dar. O să mai revii? Da. Văd că ai păpat pizza. Cum ți se pare? Mi se pare foarte bună. De frumoasă, deoarece n-am mai mâncat pizza de mult și vreau să mai mănânc. Este 1 iunie, ți-ai sărbătorit practic ziua. Da. O să mai revii? Da. Muzică, arcadă de baloane, o adevărată deschidere ca în marile orașe. Pe toate le-am găsit la restaurantul Bella Ciao din Vânjumare. Atât copiii cât și adulții se declară mulțumiți și promit să se întoarcă. Se pare fain, așa, frumoasă. Nu te așteptai? Nu, chiar mă așteptam să fie atât de frumos și... Da, mâncarea este foarte bună. Și că ai popat? O să mai revin? Da, o să revin data viitoare. Ți se pare cu mascote, cu baloane pentru copii de 1 iunie? Foarte frumos, da. Foarte. Ești din zona? Da, sunt de aici. Și mai aveți locuri de genul? Nu. Deci este ceva nou? Da. Da. Cetățenii din zonă și nu numai s-au așezat la mese pentru a degusta preparatele casei. Pizza și pastele au făcut senzație. O echipă întreagă îi așteaptă pe mehedințeni să se bucure de un loc primitor, doar la restaurantul Bella Ciao din Vânjumare, lângă primărie. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via.
che mi sento dire.